Mă auziți? Mă auziți? Mă auziți? Sper că mă auziți. Punem asta aici pe patul mare. Locul prea sfânt. Sper că nu. Așa, bine. Încerc eu la napolitan, îmi face un fac spație de... Mă registra ceva. Omul mouse. Bun. Ce mai mult despre mine. O să iau laptopul cu mine, poate. Da, în pat mai sunt două notificamente. Mai multe lucruri în pat. Nu e de aici. Care le-am dat bani, pe cumpăr, n-am apucat să le citesc. Nu sunt un cult tehnic, nu că am trecut, dar eu 10 ani am citit numai Biblia. Nu am zis. Că mi-am profesit și m-am jocorit. Acasă m-am jocorit. Pe stradă m-am jocorit. Adică trebuie, nu? Sau pe unde m-am adus și înșelat. Hai că avem 3 ore de povestit. Spațiul meu relevantă. Nimic acum. Așa că, Vadime Draghi, am pus o foa amică, ce zic? Nu știu cine se aude mai bine. Ce nou. Să vă dau un microfon. Am și boxe, să vedem. Dar, hai să luăm acum laptopul în pat. Nu cadă de aici. Uite așa. Bravo. Și acum ne pregătim de vorbit. Dragii mei români, cât mai suntem. Deja ne-au apucat cam pe totul de hamite de România, de așa ceva n-ai pomenit. Domnule, înțeleg, bă, te duci odată și ea care-s bolnav cu ficatul, sau cum știu eu ce, bă, te duci, te tratezi, dar ne mai lași, mă, și în pace, mă, lași omul la casa lui, bă, mai ales dacă e de la țară, nu? Nu, uite, de exemplu, eu azi dimineața, acum am venit din zam, știți ce am visat azi dimineața? Că m-au lăsat la arcă, că m-au luat ambulanța, mă. Nu, hai. Ce părere ai de așa vis? Da, era o ambulanță bună. Mi-a spune, ei, stai că am glugă. Am ceva în cap, că mi-e frig. Am glugă de benedictin. Voi nu vedeți, numai poate unii care sunteți la butoane. Nu știu ce se aude așa încet sunetul la mine. Da, bun. Ce vă vreau să spun? Domnule, eu vă spun curat. După mine 4 minute și 30 de secunde. Dragii mei, ce înseamnă corupția? Asta e o întrebare foarte bună. Păi, uite, de exemplu, știi cum e? Dacă e un cioban, sau ca Chimpul Netotu, nu? Dar el nu a făcut-o, l-a îngropat cu inimă. Deci, atunci, știi cum e? Corupția...
corupe. Dacă te lași corupt, devii un corupt în toate. Nu mai poți să spui, nu mai poți să auzi o glumă că ți se face rău. Ce îți face chitera. O glumă nevinovată despre poporul român. Și atunci, ce se întâmplă? Păi, se întâmplă că în loc să zică, bine mă băiete, du-te acasă, lasă că vii tu și la anul. Doctoranta. Nu, doctoranta nu ar fi zis așa. Și să zicem că vin. Dar măcar știu că sunt cu un om, nu cu un madotor. Eu personal nu intenționez să bag oamenii în pușcării. Vreau să iau doar banii de pe ei. Dar nu voi mai scuti pe doctor Terpe de acum încolo și înțeleg mai bine ce a zis el. Adică că securitatea va încerca să mă bage și la amă. Vom vedea dacă vom reuși. Dacă nu cumva plec în Canada până atunci cu tatăl meu, vom și biblioteca cu Pachemot, călătorim 3 luni. Ca aia, Greta Hoffman. Cum o cheamă pe tata aia? Tata Ramanu ei. E bine, vreau să zic că primește azi o țigare, mâine primește o ciocolată, după aia primești o frunză lată, mai mă știu ce primești, până devii un, tu însuți un interlop. Și se potrivește foarte bine cu această turistă. Dar nu știu ce nevoie mare de mine. Plus că nu, pe mine nu o să mă mai pupe veac. Vin să ne pupăm, așa nu se scrie special. Dar nu o să-l blochez. Nu o să-l las nimic nici ea, nici și tulpană. Dar am ce să vă zic, dragilor. Am fost acolo 6 săptămâni, inițialul 4, mai că 6, că nu, el e doctor. Dar ce doctor e ăla, mă, care se supără dacă tu îi zici de glumă? Acum, hai că am aici niște cărți pentru dumneavoastră. Uite-te și tu. Nicodim Aghioritu. Deprinde duhovnicești. Deci, în loc să-mi fac eu tratamentul, sau dacă mi-e schimbi, doamnă Ghița, doamnule Ranta, domnule Grecu, schimbă-mi-l și mie în ambulator, domne. Că nu-i mare lucru. Înțelegi? După aceea avem aici un Bacovia Poezii pe care l-am citit integral pe bandă. Am tot opera Bacovia Poezii. Și am două cărți. Am Nils Steinhardt și Paradoxul Libertății, George Abeleanu. Și Jack London, Patrulla de Pescuit și Smoke Willie. Asta nu l-am citit, dar o să zic ceva din ce știu eu. Ăștia, cam toți oamenii, ar fi fost de... Și Bacovia s-a internat, după ce a scos plumb, s-a internat, nu știu, 2 săptămâni la o casă de sănătate. Deci, înțelegeți, trebuie să desființăm spitalele de psihiatrie făcute de comuniști, să ne întoarcem la casă de sănătate, tot cu medicamente, tot, și cu oameni noi. Doctorul Terpe s-a crezut tot tânăr și fericit, dar a ajuns un babaluc care se vede viciu pe el. Viciul sexual și viciul mitarnic. Și bajocora față de bolnav. Am putut să văd. El a crezut că sunt prost. Da, sunt prost. Sunt prost că sunt cu țăranii ăștia proști aici. Și cu copiii și cu cine mai... Înțelegi? Da, ești prost. Cu pământul, mă. Nu cu gheret acolo, stai tu și îți bagi de mine la telefon. Când eu sunt acolo, îți pup picioarele. Ce să-i terpe?
În același timp să mă ferească Dumnezeu. Știți cum zic țiganii, să mor nebun și din astea. Îs alți doctori, cam toți, care sunt ok. Sau, dacă hai să zicem că o fi o doctoriță care o mai scăpat pe locuri, ia că e femeie, ce poți să-i ceri, nu? Și mai ales dacă după aia s-o tras de seamă. Nu. Tot personalul, zic, dacă eram femeie și făceam la domnul Boldor, na, ăla e om minunat. Toți, și doctorul Grecu, gândește-te că doctorul Grecu trebuie să ține tot spitalul în spinare. Să găsește ăsta mai amator de artă, îmi fură din caiet, ca la Laura Palmer, țeapul din astea, nu știi? Și m-am trezit dimineața și mi-am făcut un proiect de piatră pentru bunica mea. Și mi-a zis că mi-a mai dat înapoi. Și l-a lui să-și facă el la cine vrea. Dar bun, hai să ne întoarcem la cărțile astea. Păi, întâi și domnul Bacovia, l-am spus. Dar nu i-a zis, domnul Bacovia, fiți atenți, dacă ați venit la noi, nu mai munciți, nu mai scriți, nu mai trăiți, nu mai suflați. Nu așa l-a făcut atunci, era acum un secol, mai bine de un secol. După aia Jack London. Jack London a trăit o viață foarte sănătoasă până s-a îmbogățit din scris. V-a dat în patima alcoolului, că altceva nu era bolnav, dar să știi că și să dai în patima alcoolului e mai rău ca o boală. Nu. Și, deci și el ar fi fost un bun continent, ca să zic așa, nu? Din Rainbow Hill. Apoi v-am zis despre depinde duhovnicești, adică cum ar fi să se ducă psihiatrii, v-am zis că tot, unii, bă, călugărilor, bă, Nicodini, mă, ce vii tu cu depinde duhovnicești? Nu știi că te numai cafeaua, țigara, nesul, nu știu ce mai fi. Bă, nu știu. Deci eu vreau să spun că asta e nivelul. Și apoi avem cartea al domnului Ardeleanu. Păi, e exact. Domnul Ardeleanu ar trebui să scrie o carte și despre mine. Pentru că și eu am suferit. Și eu am jurnalisticit. Și eu am fost publicist. Am zis el că sunt publicist și alte lucruri. Deci, ce facem aici? Una e să faci carte, care e pe hârtie la editură, și alta e să fii publicist. Chiar și online. Chiar dacă nu te vede nimeni, e ecranul negru, că nu o strica. Dar e mai bine, așa că vorbesc mai liber. No, dragii mei, băi, Steinhardt, dacă nu te duci la Terpe, Simeon Sorin Terpe de la ZAM, o să fie vai de capul tău, nici la Rohia nu o să te mai primi asta. Băi, Nicodime, bă, tu când trăiești? Ce cu tine? Cum te cheamă? Eu pe tine te cunosc, mă. Tu știi că te cunosc. La Cluj. Bă, Jack London, mă, tu crezi că ești scriitor, mă? Tu? Care ai fost în Yukon și ai fost în Pacific, tu să bei, mai ești tu, Jack London, marele scriitor? Nu cred. Și apoi George Bacovia, care sărmănutul a lucrat o viață la niște poezii, ca niște bijuterii. Eu vreau să-mi cumpăr vioară, dar că ziceau că s-ar putea. Și îl cam tapai pe tata de bani, pe diferite motive. După aceea am zis, bă, ce-i trebuie chelul etichet de mărgăritar? Că mi-au spus ciste. Și mai bine ca ciste nu știe decât mumă asta din cer. Și poate frasul. Bă, cel mai complex instrument muzical
este vocea umană, mă. Cum are emisiune doamna aia cu ochia, la cultural. Trebuie să ascultăm. Vocea umană. Înțelegi tu, boss? Hai să ascultăm ce mai face lumea pe cultural. Sau o să caut vocea umană ca să nu ne bage la copyright-ul și să pierdem tot mesajul. Deci, cultural vocea umană. Cum o cheamă? A, nu-s conectat la net. Bine. Dar nu mă pot conecta oare. Troubleshooter. A treia oară când încerc să mă conectez. Nu știu, frate, nu știu. Ei bine. Ce vreau să zic? E că poporul român este un popor de ciobani. Și asta știi din Miorița că nu e un lucru tot mai bun. Și nu mă refer lupte și între psihiatri, dar n-aveți voi grijă, unii se stau, mai pleacă ochii, alții mai, așa, ridică coarnele. Dar eu vreau să spun ceva că e de la Illuminati. Dragii mei, alții, deci acum ați propus de oi. Până anul trecut, fuseseră de chiurcei, de porci. Oamenii erau porci. Acolo, da. Ca porci este tot. Și nu păsa la nimeni. Te scuipa în față terapista. Dar să lăsăm că au trecut toate pe apa Dunării. Dar eu vreau să vă zic ceva. Ăștia nu au fost oameni și, cum să vă zic, dragii mei, să beau niște apă, săracul de mine. Nici apă nu am putut să. Dar ce drumul l-au făcut, mă, frate, imediat am ajuns acasă. Vreau aici. Adică eu stau aici la sat, orfan, cu gândul numai la tata meu să-l ajut. Și tu vii și mă salți așa. Dar nu-i vorba aici de poliție. Sau de, nu știu cum să spun. E vorba că
doctorii, ca și pocăiții, iubesc banii, mă. Deci, they didn't want my self. They wanted my land. Înțelegi? Și o să vadă doctor Tepe, dacă mai continuă cu atitudinea. Deci, efectiv, el, asta a intenționat, nu știu dacă și reușit. Nu pot să fiu sigur. Să mă enerveze în ziua mai plecări, astăzi, 13 mii. Nu ce să zic, domnul doctor. Felicitări. Și a ajuns ca un fel de școlar răzgâiat care stă acolo și împarte milostenii. Gratuite sau pe bani. Am auzit că cineva i-a oferit 1000 de lei și a refuzat. Ai seama, frate. Ia să meargă mai mult, să meargă așa vreo 20 de oameni, din toate vârstele, și copii, și bătrâni, și se ofere câte 1000 de euro. Să vedem cât te rezistă. Asta eu dacă aș fi director de spital, la orice spital, aș pune ca normă. Să vină nea din Frăsinei și să-ți pună 1000 de euro pe masă, nu, îi iei ca să-mi salvez până vine, până nu moare micuțul meu. Atunci să vedem cine e doctor și cine e bijnițar. Și ca să nu mai zic asta ziua, da, e literar, domnule, în Balzac, cum să-mi permite așa ceva? Deci se vede pe fața lui buhăită, sau nu chiar buhăită, bugetă, viciu, sexul care divinizează și banul pe care îl adoră. Nu, te-ai mai încălzit? M-am încălzit. Da. Nu știu ce merge așa încet. Merge încet. Eu acolo, i-au tot urlat pe acolo. Vreau să zic că banul. Dacă ai bani, ia că te ține o săptămână. Dacă n-ai bani, te ține. Și dacă știi să muncești, ăia cei mai nenorociți, că nu zici unul că stă de 6 luni. Deci că îl ține o săptămână și l-a ținut 6 luni și 2 săptămâni numai pentru că ducea gunoiul, mătura, spăla, ce mai făcut el. Măturat, cu măturat și strângea gunoiul de peste tot. L-a făcut sclav. Și așa e. Și te auzezi, dacă nu observi pe fața lui buhăită, bugetă, ce blaga, domnule, blaga e un înger pe lângă el. Dacă nu vezi asta, plus alte anumite origini, atunci, și dacă te încrezi, și în Biblie zice că vai de omul care se încrede în om, adică în trăin, nu de când te foame. O să spun, dar nu mi-e foame. Am făcut ceai, este ceai cald. Da, puțin mai târziu, să termin acum aici. Da. Și se vede viciul pe fața lui, așa, porcesc. Aici când vii acasă, ești ca la arhanghel. Și acolo te ține. Și nu mai dă drumul. În ziua plecării, e și ziua venirii, auzi. Lasă că vii tu iară la anul. Te evaluăm, te evaluăm. Dar ce sunt eu, piatră prețioasă? În piatră prețioasă trebuie să fiu tot, să mă luați în karate? No, și zic ca să audă toată lumea pe post. Mi-a rupt spinarea și atât aș trebui să-i ajungă dacă era om. Păi eram la el atunci. Până anul ăsta am fost la el, numai anul trecut am fost la Băgăița. Că el a fost la COVID și cred că s-o cam sonat. Acum îmi pare rău. Adevărul doare. Știu mai bine. Și ce o să zic? Neom, bă, frate, neom. Te bucură de răul tău. N-am Biblia la îndemână.
Era cântările Evangheliei. Asta am încercuit-o, dar nu prea o știu. 268. Urmați-mă, ne-a zis Hristos, cine e al meu să vie. Dezbrace vechiul om voios, urmată lui să vie. Cei ce din morți ați fost treziți, luați-mi crucea și veniți. Eu pentru voi sunt altul mal, ca farul luminează. Nu v-ați dobi al nopții val, ca ceea ce mi urmează, în care eu să mă căutați pe drumul drept și să învăț. Dar vouă, chiar asta am spus ieri, pe drumul cel două, drumul și v-ați bătut loc de mine, că eu ai sursă de bani și vită de gorlani. Dar vouă, inima mi s-a dat, sunt blând fără să fie, pe stat pe brațe i-am purtat, venind de ideologie, și inima și gândul meu sunt puse semnul Dumnezeu. Eu mă descoper cum s-ar ia, pe ferițe mături, pe suflet liber veți avea, unde avem de sfaturi. Alcă și scurt ca tar să-mi port în obicei rar. Pe drumul greu, nu te gândi, mergi și vei fi cu mine. Eu care te voi pregăti, o tavă de tine, ne trebuie ce de înapoi, înainte Domnul e cu noi. Nu. Ne-am lămurit sau trebuie să mai facem două lege din astea? 200. Sau 200-ari. Că doar să trebuie la blag, nu mai trebuie ce mai. Corupt. Și îți răspund. De spitalul Zahm. Iar acolo toți își văd de treaba lor. Fiecare cu... În primul rând, unii sunt surați. Alții, nu știu dacă sunt însurați, poate să fie însurat, nu-i treaba mea, dar au dar, mă, să iubească pacientul, mă, mă refer la femei acolo, la un doctorel așa frumos, simpatic, subțirel, mă, înțelegi? Ăla, dacă aș fi fost femeie, ar fi fost mai bine de mine. Mă. Și ăla nu te caută să te ia în fiecare an, să te ia cu dubă, ar trebui să-și facă ambulanțele negre, mă. Să știi măcar că ne ia cu duba. Nu, domnule, nu. Și ce vreau eu să fac? Mă voi ruga, Domnule, Doamne, scapă-vă de terpe. Doamne, scapă-vă de terpe. Doamne, scapă-vă de terpe. Amin. Doamne, scapă-vă de terpe. Și dacă nu, îl dau, domnule, la DICOT, la DNA, îl dau și în judecată. Mi-am mâncat 11 ani din viață. 11 ani. Tu știi ce înseamnă 11 ani? Am ajuns greu, bă. Am ajuns dolar greu. Dolar de aur. Nu știu, 20 dolari. Nu. Hai că v-am pupat. Pace.